Bună ziua, domnilor și domnilor! Ordinea de zi cuprinde un număr de 3 proiecte de hotărâri. Discuții asupra ordinei de zi. Supunem la vot cine este de pentru. Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului municipiului Giurgiu. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și a listei de investiții aferente. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Comisia de Buget Finanțe a analizat materialul prezentat de executiv, modificare în structură. Comisia a dat aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 7 din 26 ianuarie 2012. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Comisia a analizat solicitarea și a dat aviz favorabil. Treaba este că va fi mai greu cu peisajistica asta, cu pronunțarea, până o anunța. De unde ești tu, de la peisajistică? De la spații de... Mai greu, dar mai legal. Da, mulțumesc. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim.